Salutare, dragii mei, și bun găsit la un nou capitol. Un nou videoclip este un nou capitol, o nouă temă. O nouă întâlnire cu dumneavoastră și cu psihoeducația și cu spiritualitatea despre care vă spun de câțiva ani încoace, așa cum am descoperit-o eu și cum m-am inspirat și de la oameni care au descoperit-o înaintea mea. Iar despre asta vreau să vă spun în acest videoclip, dragii mei, pentru că văd atât de multe uh, relații, așa să le zicem, uh, în care oamenii mai mult se ceartă, mai mult își reproșează lucruri, mai mult se agresează unul pe celălalt. Mai mult e control, manipulare și durere într-un cuvânt decât iubire. Slavă Domnului, eu acum mi-am resemnificat copilăria în mare parte. Ce înseamnă asta, pe scurt, înseamnă că am dat sensuri noi unor lucruri pe care eu le-am perceput traumatice în copilărie. Eu asta am făcut, așa m-am vindecat. Sigur că mai este, dar în mare parte asta este metoda mea, să resemnificăm lucruri pe care le-am perceput, da? în percepția noastră au un iz negativ și distrugător. Și certurile pe care eu le auzeam atunci când eram copil, conflictele, Abuzurile de toate felurile, nu numai de la mine din casă, cât și din clasă, de la clasele primare, și mai târziu cu colegii. Am experimentat, să spun așa, multă durere emoțională și am plecat în viață cu acest bagaj energetic, și că nu ai cum să pleci altfel, deci ești programat pur și simplu în primii ani și așa te duci în adulțenie cu ceea ce ai programat da? și să ce ai fost programat în primii, în primii ani, primii 7-12 ani, să zicem, da? când ești, ai creierul cel mai fragil și când a, trăiești foarte mult în zona de subconștient. Spuneam că mi-am resemnificat lucrurile pentru că mi-am dat seama că Atâta timp cât este atâta durere într-o relație, ceva oamenii aia nu fac bine, ceva oamenii nu au înțeles corect, și pe măsură ce am crescut, mi-am dat voie să și citesc, să înțeleg rațional ce se întâmplă acolo și am găsit câteva lucruri principale pentru care oamenii ajung la momente foarte grele împreună fie rămân împreună și joacă jocul ăsta în fața lumii, dar de fapt ei nu mai au nicio legătură cu iubirea, fie se despart destul de urât, cum, cum s-ar zice. În primul rând, în primul și în primul rând, este necunoașterea. Așa cum ați văzut, permanent vorbesc despre cunoașterea de sine. Cred că e ingredientul de bază o să mă întrebați bine, dacă cât poți să te cunoști pe tine la 18-20 de ani, chiar și 30 de ani, când faci o astfel de alegere? Tocmai asta este că trebuie să îți asumi nivelul de cunoaștere de sine pe care îl ai la nivelul, la momentul acela și atunci să nu, eu știu, poate nu e cazul să te căsătorești sau să faci copii dacă tu consideri că încă nu ești suficient de Hotărât, da? Să știți că oamenii au capacitatea să vadă adevărul dincolo de toate umbrele și proiecțiile lor. Ei pot să simte dacă stau o lună, două, cinci, nu mai zic dacă stai doi ani cu o persoană, te poți prinde, poate inexplicabil, poate nu poți să-ți explici rațional, dar îți poți da seama dacă e persoana potrivită pentru tine sau efectiv tu stai și te-ai te legat cu niște iluzii, te-ai legat cu niște, ți-ai pus singur niște ochelari, astfel încât persoana de lângă tine să corespundă odată, știi, nevoilor și dorințelor tale. Pentru că tu asta îți dorești, să ai un partener sau să ai o parteneră. atunci îi pui în cap, cum s-ar spune, în ghilimele, tot felul de responsabilități de ale tale, nevoi, brezbizuri, da? o, o, o investești pe persoana aceasta de care te îndrăgostiți sau care îți place sau care pur și simplu e în preajma ta și îți face o părere bună. O investești cu tot felul de elemente pe care tu le consideri potrivite pentru pentru tine. Așa se căsătoresc majoritatea oamenilor, să știți. Fie că celălalt are ce nu am eu. Da? De cele mai multe ori asta e. Dar Are mai mulți bani, are o casă. Eu nu am. Are o mașină. Eu nu am. Are mai mult de la lucruri fizice, de genul acesta, până la lucruri emoționale, să care țin de personalitate. Are mai mult simț al umorului și mai multă sociabilitate. Eu sunt mai introvertit, mai reprimat, da? Ne completăm. Și tot așa mai departe, tot felul de astfel de, de rațiuni. Să știți că noi nu suntem jumătăți. Oamenii nu se completează în felul acesta, da? Ce înseamnă să te potrivești cu o persoană? Asta face parte din primul lucru pe care o să o spun legat de cunoașterea de sine, da? Și de cunoașterea, cunoașterea de sine implică și cunoașterea uh, a ceea ce-ți place și a ceea ce consider că e potrivit pentru tine. Iar lucrul ăsta ți-l dai seama în 2-3 ani, nu poți să-ți-l dai seama într-o săptămână sau două. Lucrează cu omul respectiv, plimbă cu omul respectiv, nu știu fă lucruri cu omul respectiv ca să poți să ajungi la concluzia corectă. Ca să știi ce fel de om potrivit ai nevoie, trebuie să te cunoști pe tine cât de cât. Și asta se face intenționat. Da, efectiv stai tu cu tine și te gândești ce fel de om vrei să găsești. Cum să fie, cum să arate, ce accepti, ce nu accepti. Să știți că mulți ne trezim după căsătorii și subsemnata e că ne facem aceste liste și nu sunt niște liste pretenții. Atenție! Este pur și simplu o listă de cunoaștere, de deci știu ce mă face pe mine fericit. Dar asta desigur o putem face după ce poate ne-am dat cu capul de pereți. Ar fi minunat să o facem mult mai înainte. În acea listă e bine să fim cât mai onești și oneste cu noi înșine și înșine. Da, cât mai onest. Uh, S-ar putea ca relațiile anterioare să ne dea răspunsurile la cum nu vreau să fie cineva, la ce nu-mi place să se întâmple într-o rela într relație. Și atunci voi ști ce-mi place, da, prin respingerea variantei negative. Voi ști ce-mi place, ce apreciez, ce-mi doresc. Dar nu-mi place, de exemplu, să dorm cu cineva în pat. Te gândit la asta? Nu suport când cineva râgâie în fața mea te-ai gândit că dacă va face asta de câteva ori pe, uh, pe zi, s-ar putea să devină foarte respingător. Um, dar nu-mi place să nu aibă mașină la vârsta asta și să trebuiască să mergem cu uber -ul. adică nu mi-ar ușura viața cu nimic. Mi-ar plăcea să aibă o mașină, nu luxoasă, dar mai cât de cât. Uh, mi-ar plăcea să fie mai înalt decât mine, am o problemă cu bărbații scunzi, da? Nu știu ce vorbesc din punctul meu de vedere. Ca bărbat, la fel, trebuie să fii foarte onest cu tine. Suntem ca pe o piață. Ați văzut câte și câte site-uri acum sunt de socializare și de dating și de sentimente.ro. Parcă, da, nu fac reclamă la nimic, dar sunt o mulțime astăzi și din străinătate, și în România, la noi. Așa că avem de unde să alegem și este exact ce se întâmplă acolo e ca o piață. Deci vreau un, un hamburger și cu smântână și cu castraveți și cu, nu uite, altul nu vrea și cu castraveți, vrea doar cu pui. Da, deci noi efectiv suntem pe o piață dragi femei și dragi bărbați, care vă căutați pe cineva, așa că nu avem de ce să o luăm personal dacă nu suntem aleși, da? Sau dacă suntem respinși într-o anumită situație, pentru că suntem încă mulți și selecția este, este, mare. Da? În primul și în primul rând, asta vă sugerez, dragii mei, să știți ce vreți. Da? Să vă cunoașteți, pentru că dacă vă cunoașteți și știți ce vreți, nici nu veți pierde timpul cu persoane care nu vă corespund așteptărilor, din ca... despre care știți că din start, poate nu veți avea uh, prea multe lucruri în comun de făcut, prea multe activități de făcut. da? Uh, așa. Uh, și. Uh, deci, nu vom mai, mai pierde timpul. Și avem noi în creierul nostru capacitatea să a ne uita fix după ceea ce. adică creierul nostru știe dacă este etat știe să caute și să se uite fix la acele persoane care au calitățile pe care noi le căutăm sau trăsăturile pe care noi le căutăm. Repet, cu aș cu asta închei primul punct. Um, fiți atenți la acea listă pentru că e mare, uh, este foarte mare uh, tentația să vă păcăliți, că uh, stai că aș vrea stada de fapt și aia să reproșați persoane respective că nu are. Nu, este exact ca la piață duceți-vă și luați-vă exact castraveții, roșiile, dacă nu găsiți roșii, asta e, vă asumați că dacă nu găsiți o trasătură la persoana respectivă, da? Vă asumați că ați închis ochii. Și am întâlnit în lucrul cu oamenii să știți multe lucruri de genul ăsta, multe mărturisiri, că uite chestia asta la care eu am închis ochii și s-a acutizat așa în timp, s-a a devenit tot mai gre greu de acceptat pentru mine și Uite că ne-am despărțit de la asta. Deci vedeți la ce închideți ochii când închideți ochii, cum se spune. Cât de important este acel lucru pentru voi. Da? Cum vreți să vă simțiți lângă acea persoană? Da? Este foarte, foarte important. Um, al doilea lucru la care să vă gândiți și să faceți tot parte din lucru cu sine, este la munca asta de relaționare. Pentru că, indiferent ce super listă ați avea voi din primul punct, dacă voi nu aveți încă abilități de relaționare, cum să spun, igienice, sănătoase, indiferent cu cine veți intra în relație, se va ajunge fie la dramă, fie la ceva toxic. Și atunci va fi pe culmile disperării, să spun așa, chiar dacă relația aia are poate potențial și șanse de, de succes. Dacă voi nu vă dezvoltați un pic abilitățile astea de relaționare, de cum să spun, de, de relaționare în cuplu, de manifestarea limbajului iubirii. Care toate să știți că țin de niște lucruri. În primul rând, țin de autocontrol. Noi, femeile, mai ales, reacționăm foarte ușor și nu doar femeile, și mulți bărbați cu energie feminină reacționează și nu vă dați seama cât de mult poate strica o simplă reacție nepotrivită. Viața voastră întreagă ține de aceste reacții și o zi, o zi poate fi mai bună sau mai puțin bună, adică poate fi mai reușită sau mai puțin reușită. În funcție de o anumită reacție la un anumit gest. Deci, e asta cum ne duce în uh, partea de prezență. Cât de prezenți trebuie să fim uh, la persoana cu care suntem, da? la relația în care suntem, la tot stimulii pe care ne aduce în față uh, această, uh, această relație. Cu cât ești mai prezent, cu atât ai un autocontrol mai mare, cu atât ești mai ancorat în cine ești și ești mai atent și la nevoile tale dar și la nevoile celu celuilalt adică poți să-ți canalizezi și atenția uh, și atenția interioară da, la tine și și atenția exterioară că sunt două feluri de atenție în, în noi da, atenția externă și atenția internă deci mă pot uita și la mine la cumva confrunt ceea ce primesc din afară cu ceea ce am eu nevoie și atunci, cumva, îmi va fi mai ușor să fac față acelei situații. Da? Dar asta înseamnă că trebuie să fiu foarte prezent. Apoi, legat de autocontrol. Dacă eu am în mine, deja, multe încă răni emoționale care nu sunt rezolvate, mai am, eu știu, rămășițe de resentimente din fostele relații, mai am uh, răzbunări ne procesate, da, dorințe de răzbunare, am pretenții și nu, nu știu, nu mi le pot abține, deși poate că știu că nu sunt ok, dar nu mi le pot conține și nu mă pot abține să am aceste pretenții, din nou voi izbucni, voi avea momente de izbucniri, de reacții necontrolate care nu sunt deloc ok într-o relație. În primul rând îți face ție rău psihic, fizic, devii mai acid, cortizolul îți crește, nu o să-ți placă ție de tine cu timpul, să știi, și nu mai zic că persoana de lângă tine, chiar dacă poate o vreme mai stă și rezistă la face față din iubire, din beneficii secundare, știu ce are în minte, mai stă o vreme, în cu timpul fie va pleca emoțional și s-ar putea să te ducă cu altcineva, fie va pleca de tot, pentru că nimeni nu suportă să știți prea mult timp să nu știi să te controlezi și să nu știi să, să fii bine cu tine, știi? Deci astea două sunt foarte importante, asta cu autocontrolul și respectul față de celălalt, da? Iar prima a fost cunoașterea de sine. Sunt trei chei de aur, aș putea să le spun, ale relațiilor. De cuplu, în special. Um, sper că v-a fost de folos ce v-am spus. Să puneți cât mai mult în aplicare, pentru că asta înseamnă iubire, de fapt, cu adevărat, cunoaștere, cunoaștere de sine și cunoaștere de celălalt, respect și autocontrol. Respect, când spun respect, înseamnă respect cu totul, ceea ce vrei tu să fii și ceea ce ești. Și dacă eu ajung la concluzia că nu pot să accept cum, e, cum vrei tu să fii și că nu mă ajută pe mine cu nimic și mi-e greu mie aici, atunci pot să-mi asum asta și să mă îndepărtez. Dar nu voi începe să-ți reproșesc ție lucruri, să te manipulezi sau să te schimb. Asta și este o mojicie. Ce se mai face în relații, da? Apropo de cum am început. Că începem să... Să-l schimbăm pe celălalt, să plângem din cauza lui sau al, al ei, că uite ce face, că nu știu ce. Nu, te uiți de la început foarte bine la ce ți dorești, repet, te uiți foarte bine la cine ți-a apărut în cale, cât de mult este concordant cu ceea ce îți dorești tu, cu ce poți accepta, cu ce nu poți accepta, ai grijă la ce închizi ochii dacă nu e fix ca pe hârtie și mergi înainte, cu respect și autocontrol. Da? Asta este rețeta mea pentru o relație bună, bineînțeles, cu flexibilitate, oricând, dar păstrându-ți mereu integritatea și păstrându-te pe tine, pentru că până la urmă cu tine rămâi în toate situațiile. Celălalt trebuie să vină doar așa ca o împlinire, da? și mai mare, adică tu ești oricum bine cu tine, dar el trebuie să vină cumva să, să facă și mai bine în viața ta și mai fericit, nu să aducă și mai multă dramă sau și mai multă distrugere, da? Nu ai nevoie de asta. Ai crezut de cine te întrăgostești, să știi că și chiar și în starea de întrăgostire și de iubire poți să fii conștient și să-ți dai seama ce fel de personalitate are respectivă da, persoana respectivă, poți să-ți dai seama dacă vei accepta la un moment dat felul în care este și se poartă. Da? Și ceea ce accepti la început este ceea ce pui tu început pentru a accepta și mai departe. Da? Deci tot timpul, tot timpul este vorba despre a te uita la tine. La ce accepti la, la ce accepti la tine în relația cu celălalt. Dar tot timpul. Ce accept eu acum? să se poarte cum cu mine, știi, să facă ce cu mine. Și tot timpul păstrându-ți integritatea și valoarea de sine, poți să mergi mai, atât timp cât tu încă ai valoarea asta și integritatea de sine, tu poți să mergi mai departe în relație. Când simți că, se, că te pierzi pe tine, că pierzi, nu știu, niște valori la care ți un, o, 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 un mod de a te simți iubit, cumva, atunci mai bine pleacă. Pleacă pentru că îți va fi mult mai greu mai târziu. Da? Bineînțeles, după ce ai încercat să, să fii tot timpul sincer, fi sincer în relație și deschide-te. Spune ceea ce simți. Da? Dar nu te aștepta să se schimbe celălalt, ci fă tu tot ce poți. Fă tu tot ce poți să te simți bine în relație. Nu știu, propune, fă surprize, iartă, iubește mai mult, da? tu trebuie să schimbi cât mai mult la tine și când simți tu că ai făcut tot ce s-a putut și este aceeași situație este te simți la fel de inconfortabil și neiubit, poate celălalt e mai indiferent, poate are alte treburi, poate că te întregosi de persoana nepotrivită, trebuie să-ți recunoști asta și să mergi cu demnitate mai departe. Sper că ți-a fost de folos. Dacă vrei să-mi susții munca, o poți face pe contul, uh, în contul de BT pe care îl las în descrierea acestui filmuleț. Poți să-mi-l să, uh, să cu un like sau să-l distribui pe canalele tale de rețele de, rețele de socializare. Pe curând!